proastă, nu e handicapată, nu știu tâmpit, da, știu să scriu, da, am ajutat-o la verzi, da, asta s-a întâmplat. Salut, bă, șacalor, ce faceți? Nu că nu-mi intră părul în cadru, atât e capul meu, că ia uite, cheliuță, ia uite, ei, după cheliuță, mă, sunt Snic, el bus, acum, indianul talpă, Snic, cum te prindeți, mai dă un pic, adevărat. Da, probabil, sigur, știți melodia noastră, Fresh, care a atins 1.100.000 aproape de vizualizări și, mă rog, astăzi sunteți mulți, dar nu mulți. Nu sunteți mulți acum, sunteți foarte mulți care n-ați înțeles ce a vrut să zică piesa asta, așa că eu sunt astăzi pentru asta sunt aici, să vă explic ce a vrut să zică de fapt piesa. Da, v-am zis eu că pentru un artist e foarte penibil să intre așa în detalii, să explice ce a vrut să facă, pentru că asta trebuie să-l lași la conștientul omului. Dar conștientul omului nu duce IQ peste 20, ce să fac? Aici ai treaba, bă, de alea, nu merge. Dacă n-ai înțeles versurile, trebuie să dai un like, dacă le-ai înțeles, trebuie să dai un like și dacă nu vrei să dai un like, trebuie să dai un like ca să poți să începi. Ideea principală e că piesa asta e un diss subtil la Five Gang. Nu știu cât v-ați prins, pentru că mulți sunteți foarte proști, mă jur. Mă, sunteți proști în cap, mă. Nu știu cum, să nu înțelegi, dar mă rog, ok, na, fiecare înțelege cât poate, hai să începem. Tot ce facem sună fresh, intră beat-ul, dau de cash, nu mă vezi, parcă-ți dă flash, o să și-a mare smash. Tot ce facem sună lit, sună garda, facem fit, vine piesa și cu clip banger, gang-ul meu nu e și. Nimic greu de înțeles, se referă că suntem mai șmecheri, că suntem aia tari, că gang-ul nostru e cel mai bun, atât. Gang-ul meu e prea hype, te rog nu țipa în mic, gang-ul e plin de speranță, piese fără relevanță. Referință subtilă la un membru Five Gang care țipă în microfon când cântă, de piesele lor care sunt bune doar pentru refren, pentru că nu înseamnă mai nimic. Sunteți fire, eu vă sting, totul e trendy unde ating, sunteți fire, doar un mit, slab cu single și cu feat. Nu cred că am nimic de explicat aici, cred că toată lumea a înțeles, nu e nicio metaforă, sper că ați înțeles. 1.60 de-ați peste tine, poți să zici orice, îmi merge bine, banger, marfa auzi cum vine, mori de la piese cu mine. Atac subtil la un membru Five Gang care s-a luat de draga noastră Cezara din gangul nostru și i-a dat așa subtil. La modul, el zice ceva în videoclip, iar după cameră îi ascultă piesele lui Cezara, la modul ăsta. Te lauzi cu bii de state, tot de la cui cumpărate, ești un fake în realitate, mă acuz, dar știi că am dreptate. Nu, e vorba de un membru Five Gang care se consideră producător, dar au luat beat-ul de la Quick și au dat pe el. Izi în picioare, te-ai flexat, data viitoare să nu fie închiriat. Cred că ăsta a fost cel mai controversat vers în chestia asta cu să nu fie închiriat. Băi, oameni buni. Într-adevăr, mulți n-aveți de unde să știți, vă explic eu acum, asta a fost o licență poetică. Ce înseamnă licența poetică? E atunci când ai voie să aberezi, ai voie să adaugi de la tine, ai voie să scoți pentru a ieși, nu știu, o acțiune mai bună, poți să schimbi acțiunea, poți să schimbi ca să faci o rimă, asta înseamnă licență poetică. Cum a fost în Alexandru Năpușneanu când Costache Negruții a schimbat un pic acțiunea, dacă nu s-a desfășurat care așa, aia s-a numit licență poetică. Ei bine, aici a fost la fel. Dacă voi ați fost atenți în descriere și pe ecran, că am pus versurile și ca caption-uri aici, ați văzut că eu după închiriatul ăla am pus așa, știi, un apostrof de la. Ei bine, ăla asta înseamnă. Asta a marcat elidarea ultimei vocale ca să iasă rima cu flexat și închiriat. Ei bine, asta e, oameni buni. Nu e proastă, nu e handicapată, nu eu tâmpit, da, știu să scriu, da, am ajutat-o la vers, da, asta s-a întâmplat. Pentru că au fost zeci de mii de comentarii că suntem handicapați, că suntem analfabeti, că ce mă, cum închiriat, aveți, sunt două, mă, sunt două iziuri, nu merg așa, e o pereche. Am mulți abonați, mă flexez, am tot, zic chestii nonsens, am cash, nu mă doare buzunarul, fac versul cu dicționar. Astea sunt versurile mele, nu știu dacă v-ați prins, dar eu efectiv am încercat să mă transpun în locul lor și să vorbesc din perspectiva lor. E vorba acum o grămadă de chestii, mă refer la valori materiale și nu fac nimic cu ele, cam asta e și nu zic nimic bun. Din tub nu-s banii, dar am fanii, merg la teme să scot banii, fac hit, tu nici fit, mă drăguță, live la mare, playback la măruță. Nu s-a handicapat și nu s-a șchilopat, e YouTube, da, dar am pus și acolo un apostrof de la ca să înțelegeți ce înseamnă pac, elidarea pentru a ieși măsura versurilor, da? Nu, versurile nu au fost plagiate, nici sunetul ăla pe care au auzit voi nu a fost, a fost tot o ironie. Probabil știți cum se zice, din YouTube nu se fac bani, tocmai de aia am pus merg la teme să scot banii, la modul nu se fac, dar totuși am. Sper că înțelegeți ce zic aici și că sunteți pe același film cu mine. Live la mare, playback la măruță, da, din nou am elidat laurile alea ca să iasă măsura versurilor și aici au fost două antitezi. Eu am gândit versul la modul live, playback, mare, măruță. Nu știu dacă ați înțeles. Chestia asta se numește antiteză, tocmai de aia am pus-o special prin live-urile alea mare în care arătăm cine suntem, dar bine facem playback la măruță. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic. Nu m-am vândut, sunt loial, nu sunt influencer național, eu sunt global. Pe primul vers n-am de ce să le explic, în schimb pe al doilea nu știu cât știți de We Are Global, mă rog, Global Records, cred că știți ce voi...
impresariatul ăsta, eu știu, network-ul ăsta. A fost o chestie subtilă, totodată deșteaptă. Nu știu cât s-au prins-o, nu sunt influencer național, adică nu sunt pe țară, sunt global. Ei bine, sunt semnați cu globalul. Tocmai de-aia am pus hashtag eu sunt global. Nici ei nu știu dacă s-au prins, dar le explic până la urmă ce am să fac. Clickbait-ul i sare în bucate, sute de vloguri, dar nu se editate. Din nou o referință subtilă la un membru 5 Gang care are zeci de mii de vloguri, sute de mii de vloguri, sute de vloguri, dar din păcate nu sunt editate. Asta am vrut să ironizez. Faptul că sunt multe, dar degeaba, practic. Care-i treaba, joci la serial, sute de mii, nu faci nici special, multe arfe silă în fapte, dar așteptați trendul din stat. Nu știu cât ați prins, eu am scris care-i ăla cu K-R-R-E-Y, nu știu dacă știți de Jim Carrey, care este un actor renumit, probabil știți. Tocmai de am legat joci la serial cu Carrey, am zis care-i, l-am scris așa, mă rog, nu știu cât ați prins, dumneavoastră asta chiar a fost subtilă. E doar un joc de cuvinte și în final e de fapt cum vloggerii ăștia, mari influenceri ăștia, așteaptă mai întâi să se întâmple ceva în state, după care peste vreo două luni vin și la noi și uite așa, pac, ne ridicăm. Nu te agita, ia un calmant, nu mai iau de tine, e riscant. Te-ai luat rău, văd, ești distant, nu-mi da strike că-ți fac distract. Aici am preconizat un pic reacția celor din 5 Gang, tocmai de-aia le-am zis, nu te agita, e un calmant. Eu practic am vorbit indirect cu ei, de fapt direct am vorbit cu ei, indirect că nu vorbesc cu mine. Nu da strike că-ți fac distract. Da, oameni buni, nu sunt analfabet, nu sunt handicapat din nou, nu sunt autist, nu sunt chiop, nu sunt tâmpit, nu. Sunt doar prost, atâta tot. Da, știu că se pronunță distract. You know, it's like distract, man. American, come on man, do something. Ăsta a fost un omofon pe jumate, ca să iasă măsura versurilor și ca să iasă rima, știi, mă înțelegi? Pentru asta am pus, că nu sunt prost, mă. Calmant, riscant, distant, distract. Mă înțelegi? Cam asta am vrut să fac. Asta am vrut să facem, am vrut să ironizăm pe cei de la 5 Gang, am vrut să arătăm că nu există, frate. De ce să fie doar unul? Cam asta am vrut noi să facem, să arătăm într-un fel cine sunt de fapt și, mă rog, ceva de gen. Da, suntem 5 Gang wannabe, suntem 5 Gang low budget, suntem second Gang, suntem ce vreți voi, bă. Nu, dar noi suntem, ăștia suntem noi, da? Eu și cu chelia mea, bineînțeles, vă lăsăm și ne vedem data viitoare. V-am lăsat boșacarul, nu uitați de un follow pe Instagram, na-na-na-na-na-na, alea. Pa, bă! Preocupat și singur cu ala zilelor noastre, supra-informat, îndrăgostit de fantasme. Sunt topografic, nu mă pierd cu firea niciodată, gheret, privesc de sus ca o hartă. Negarea-i prima libertate, a minții o revino. Îmi bag pula în simetrie ca Greg Valentino. Sunt făcut să carmolos, nu știu ca...